De câte ori vă opriți pe o bancă în parc, citiți o carte sau ascultați muzica preferată, adică faceți ceva pentru sufletul vostru. Asta este provocarea pe care o lansează Luiza Spiru, profesor doctor în geriatrie-psihogeriatrie, tuturor celor care au uitat să-și mențină creierul tânăr relaxându-se. Vârsta la care încep să ai probleme și încep să cauți aceste probleme mergând de la un specialist la altul este de obicei vârsta de 35-40 de ani. Segmentul tânăr poate este cel mai afectat pentru că asupra lui există bombardamentul cu stresori. Tehnologizarea, accesul la informație sunt stresori în plus pentru fiecare dintre noi. Potrivit studiilor Institutului Ana Aslan, femeile sunt afectate de stres cronic într-un procent de 3 ori mai mare decât bărbații. Cel mai nefericit suntem între 40 și 50 de ani. Am îmbrăcat demonstrativ halatul relaxării, simbol al campaniei, și Iuliana Tudor, realizatoarea TVR. O invitație în parc și un halat, o pereche de papuci, înseamnă gândul fiecăruia la o clipă de răgaz, pe care cred că ne-o acordăm probabil foarte rar și tot mai rar în ultimul timp. Este și motivația pentru care ne dorim să existe o zi antistres în România, o zi care poate anul următor va fi declarată în mod oficial zi liberă. În ultimul an, la nivel mondial, a crescut numărul persoanelor cu tulburări anxios-depresive cu 25% și situația este la fel de gravă și la noi. Jumătate dintre românii cu probleme nu se tratează. Stresul nu aduce doar boli grave, ci și costuri imense. Anul trecut, suma pentru tratarea bolilor asociate stresului cronic s-a ridicat la nivel european la 700 de miliarde de euro.